Colegul nostru, Andrei Nistreanu, mi se pare că are capacități paranormale, pentru că zicea el de trei flăcăi, atunci îl punea pe tata la socoteală. Zicea el pe final de emisiune că abia așteptăm să o vedem cu burticuță. Da! Este, s-a întâmplat. Data trecută, când a venit în platoul Vorbelor Bune, era deja însărcinată și pentru că ne-a rugat să ținem secretul, noi așa și am făcut. Dar astăzi ne-am zis că trebuie să vorbim despre ea, cât e de curajoasă, cât e de bravo și cât de fericită și norocoasă este Cristina Ciauș, o mămică fenomenală cu burtică, al treilea copilaj. Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit! Salutare! Noroc! Da. Să știi că, uite cât de frumos se vede la cameră. Ia să mă uit și eu așa de... Acasă nu te uiți. Să-mi văd fetița frumușică. Fetiță! Da, să-mi văd fetița frumușică. Doamne ajută pentru mine, că sunt atât de bucuroasă că, uite... Când l-am născut pe Damir, am zis, Doamne, dar eu chiar nu merit o fetiță. Nu știu de ce așa m-am gândit și uite, Dumnezeu mi-a dat și o fetiță. Minunat, ia loc pe canapea. Fetele, simțiți-vă comod, că deja așa o să vorbesc. De fapt, Cristina, a fost o sarcină pe care ați planificat-o? Așa cum am spus și în reportaj, că cred că o să fac a treilea copil, uite că chiar a fost planificat, chiar ne-am gândit la asta, că e frumos să-ți dorești să-ți pui lucrurile în față. Și eu știu precis că odată ce îți dorești, Dumnezeu îți dă. Cum gândești, cum nu știu, cum e felul tău de a fi, Dumnezeu asta îți face, asta îți dă. Minunat! Cum ai aflat vestea și cum ai transmis-o flăcăilor? Doamne, nu știu, cred că cei care au doi copii acasă, mai ales doi băieți, cred că mă înțeleg foarte bine. Era într-o seară și la noi, așa, știi, toată lumea pe care noi ne cunoaște, la ora 9 la noi se stâng toate luminile în casă. Și la jumătate la 9, așa cum era ritualul standard în casă, toți erau la băieță, da? Iar în baie, când toți strigă, așa e o gălăgie în baie aceea, și noi toți patru eram în baie. Copiii se scăldau. Și soțul pune mâinile așa în cap și zic, Doamne, și gălăgie. Pune-ți mai în cap încă. Dar eu zic, tata, mă tin că-ți vină șatriile. Și el zic, nu, nu e meu. A fost așa un moment că... Când el era așa ziua ce e obosit și nu știu ce zic, stai, că asta nu-i tot. L-am încurajat și evident că am fost cu toții bucuroși și am primit vestea cu brațele deschise. Cu toate că nu știați încă ce așteptați. Clar că nu știam și tare mult îmi doream, zic, Doamne, dă-mi fetiță să văd cum e, cu băieții deja am văzut, sunt gălăgioși, sunt activi. Am văzut, zic, dă-mi ceva și pentru suflet. Nu știu dacă m-am exprimat corect, că sunt atât de dulci copilașii, nu contează de genul lor. Dar mama așa vrea să aibă. Mama vrea și o fetiță, o nu știu, o experiență nouă, nu știu. Tot zic, trebuie să-ți faci o fetiță la bătrâniță, nu știu ce să zic. Care bătrâniță? Măi, nu știu cum tot, dar eu chiar am să fiu sincer, chiar îmbătrânesc, dar nu. Nu, toți ne ducem în direcția undeva, asta, da. dar crede-mă, având atâția copii... Da, întinerim cu ei, întinerim încă mai copilărim, da, încă mai copilărim frumos. Așa, în câte săptămâni de sarcină ești acum? Băi, dar nu o să spun că... Și data trecută toți clienții mă sună, o să fii la nunta noastră. Iar sincer! O să fii la nunta noastră. Așa cum am promis și la cealaltă sarcină, care tot am purtat-o doar prin nunți, am absentat doar la două nunți, pentru că n-am avut operație de cezareană, n-am putut să mă reabilitez atât de repede, dar s-a dus echipa mea acolo foarte bine, cu o solistă la fel de bună, da, și a decurs totul foarte bine. Adică acum ești în plin proces. Chiar o să fiu la toate nunțile prezentă, pentru că, da, se primește într-o perioadă așa, când eu sunt în pauză muzicală. Așa. Dar acum la evenimente, cum e? Sau deja cu celălalt sarcin, te descurci acum? Să știi că te descurci și e frumos, păcat că pozele nu știu să vorbească. E greu, e doar frumusețe, dar e greu, asta e munca mea internă, e mai greu de cântat. Pentru că burtica vine chiar de sus și așa mi-e greu, gâfă-i puțin, dar când? N-ai încotro, acasă, flăcăii tăi, cei trei flăcăi, te țin pe brațe sau tot mama trebuie să le facă? Măi, nu știu, eu sunt un gen de om care mereu ceva nu mi-ajunge, știi? Parcă aș vrea mai multe, mai mult pe brațe aș vrea dusă, știi? Simt undeva că merită mult mai mult sau...
mai multă atenție, mai multă afecțiune, dar nu avem noi timp de asta. Copilul mai mare abia a terminat clasa a doua, acum a plecat în vacanță la bunie. Cel mic l-am adaptat la grădiniță, deci noi suntem în program așa. Tăticul cu serviciu, eu practic toată ziua acasă cu casa și cu deale casei. Nu zic, acum o să fiu obraznică dacă o să zic că nu sunt răsfățată de ei. Așa, bravo, bravo băieți, că uitați-vă ce mamă și ce soție frumoasă aveți. Ai reușit să faci o sesiune foto cu Burtica? Sau nici foto, la băieți. Stai să-mi amintesc că eu dacă am intrat în nunți, parcă sunt pe altă lume. Apropo, felicitări că știu că da, v-a lipsit da. Asta. Sigur că da, sigur că ne-a lipsit și patrulăm noi așa toată țara și țara vecină. Într-adevăr, cu dor și drag de cântat, îmblu lumea lung și în lat. Sesiune foto, nu știu, poate urmează să fac ceva mai târziu, dar deocamdată emisiunile se țin de capul meu să mai facem reportaje și pentru mine asta e tare destul. Cum reușești cu ținutele? Pentru că oricum... Da, deocamdată foarte straniu când am făcut această fustiță pentru mine, încă nu era vorba de sarcină și zic... Îmi stătea așa ca un clopoțel, dar acum cu Burticul o port, mă uit că ascunde foarte bine, deci nu intenționat, o port se poartă foarte bine, da. Așa, te-am văzut că muncești, măi, asta e da. Că o femeie reușește să muncească și casă și copii și adaptare și clipuri. Sunt în plină acțiune, este vorba despre 11 melodii pe care le-am pornit să le fac, 3 dintre ele deja le-am și lansat, iată astea. Aici sunt cu colegii mei cu care eu mai des colaborez pe la evenimentele private. Și ți-a ținută frumoasă! Da, această rochiță am făcut-o la comandă, specială pentru mine. Deci și mi se pare că prima dată te văd așa cu părul... flocoasă, uite zi așa cum este, flocoasă. Lung. Nu, păi da, ai o codobă capilară da, fenomenală. Da, da. Da, și e prima dată când nu e strâns. Eu cel puțin da? Așa te văd. Nu, la evenimente mai practic să mă duc cu bucle. Da, în acest videoclip am vrut să fie ceva mai leger și a fost bine. Așa zic eu. Îmi dau seama că în fiecare videoclip ceva nou. Ceva nou, da. Au mai urmat în aceeași zi, am filmat și cu Rapsozii Moldovei și cumva am chitit eu așa părul cum mi-a venit mie adică mai bine. Adică singură, n-ai avut stilist acolo cu tine? Nu, cu mine pe platou nu am avut stilistul, că îi făceam incomodități și fete și am zis că fă-mi niște bucle, mai departe eu mă descurc. Odată ce eu am document, am finisat această profesie de stilist. Da, am finisat cu 10, da, eu știu să frezez, să fac coafuri, să mă gătesc. Uite, astăzi m-am gătit singurică. Ia, nu poate să cred că vroiam să te întreb. Tu singură te-ai da, făcut? Astăzi mi-am făcut coafură singură. Și, mamă, aici e ajutorul Lenuței care mi-a făcut coafură de acum câteva zile. Da. Înseamnă că tu poți să mai câștigi și făcând coafiuri cu mătrelor. O să câștig, dar să știi că nu mor de foame și nu mă apuc de asta. Dar da, e foarte important pentru artistă să știe, să se aranjeze. Sigur că da, sigur că da. Na, noi facem coafurile și am eu o metodă specială pentru a pregăti părul pentru asta și coafurile mele țin mai mult de 3 zile dacă vreau. Dar cum dormi? Eu sunt foarte cu minte la somn, să știi cum mă culc, cum așa mă trezesc, așa te dacă trezesc. Nu mă deranjează copilul. Chiar dacă mă deranjează, când vreau pe parte pe alta, eu mă trezesc, deci nu dorm obraznic, nu știu. Sunt foarte cu minte și la somn, așa ca și în viața de zi cu zi. Tu să nu fii de ochi, mulțumesc, dragă mea. Ești minunată, mă bucur foarte mult pentru schimbările care au loc în viața ta și cred că abia aștept să-ți ții minunea de fetiță în brațe. Da, așa este, așa este. Încă nu pot realiza și parcă încă nu mă pot obișnui și parcă încă nu mă pot închipui cum e cu fetițele. Da, așa. N-a trecut o perioadă așa de mare, dar... Dar chiar, ce diferență va fi? Un an și 9 luni. Un an și 9 luni? Da. Da. E ok, mamă, dar avea frați mari care o să o apere și să meargă și la discotecă și peste tot. E bătălie mare pentru nume? Tare mare. Să știi că, uite, nu m-am gândit, acum îmi dau seama că îmi plac foarte multe nume de băieți. Și pentru băieți m-am... Te-ai documentat acomodat, m-am acomodat mai repejor și am găsit parcă numele mai repede și chiar David și Damir. O să fie ceva cu D? Nu știu. Noi așa ne-am nu gândit, știu. Că va fi ceva cu nu știu, mă gândesc. Ne mai gândim. Dar acum îmi dau seama că numele de fete
Nu-mi plac parcă niciunul. Nu știu. Pentru membru nou, pentru membru nou al familiei, parcă încă nu m-am acomodat cu niciunul. Înseamnă că nu a venit încă. Încă nu. Mai gândim, mai citim, mai documentăm. Nu știu, dacă aveți nume acolo ceva frumos pentru mine, scriți. Așteptăm mesajele voastre sau comentariile voastre cu nume de fete care s-ar potrivi pentru minune pe care o așteaptă Cristina la videoul pe care îl vom încărca în curând pe pagina noastră de Facebook, pentru că ai venit să ne cânti și să ne încânti și să-ți admirăm burtica. Mulțumesc, da, am venit astăzi să vă cânt o melodie nouă de repertorul meu, melodie ce am alcătuit-o eu ca melodie și ca text. Încă un copil. Încă un copil. Eu nu locuiesc parcă melodiile cu copii, nu știu de ce așa se spune, da, sunt melodii la care ținem foarte mult, dar sunt melodii pe care le îndrăgim. Rămân acolo să le îndrăgească oamenii, iar copiii noștri de acasă nu se compară cu melodiile noastre, dar nu știu de ce. Sunt atât de emoționată și atât de sentimentală. Nu, așa, eu înțeleg, hormonii și... Da, și, să știi că sunt mai somnoroasă, mai lenoasă, zic, poate avea o fetiță mai liniștită decât băieții, da. Draga mea, la o zi de sărbătoare. Aceasta la o zi este de sărbătoare, melodia, da, și te invităm cu ea să încânți publicul de acasă. În curând va deveni mamă de fetiță, are doi băieți acasă și cred că acum deja nimeni nu o va mai întreba. Dar când a treilea? Dar când fata? Gata, urmează să vină și fata. Acum însă urmează o nouă melodie din partea Cristinei Ceauș. Vorbește lumea.